Deci camerele sunt oprite. Camerele sunt oprite. Uitați, sunt în fața camerei. E dreptul meu să nu vorbesc, da? Da. Deci nu vreau să vorbesc și nu înțelegeți. Dar totuși, 18 ani, v-am plătit pensia alimentară. Dar să vorbesc. Domnul Ciu, atât pentru este și pentru... Deci camerele sunt oprite. Stați un pic. Hai că vreau. Nu, vă rog frumos, dacă nu plecați de aici, sunt poliția. Deci, înțeleg că e o situație șocantă. Bun, sunt direct acum, deci confrunt de onoare, de nu chem poliția. Deci vă rog frumos să plecați. Este dreptul nostru să refuzați, dar totuși... Drama piteșteanului Adrian Ciungu a început în urmă cu 30 de ani, în 1986, pe când avea 19 ani. Ca orice tânăr, și-a încercat norocul în dragoste cu o fată, cu 2 ani mai mică decât el, însă relația nu a mers. A decis să-și continue drumul ca student, dar după prima sesiune, la un an de la despărțire, o bombă a explodat în fața sa. Fosta sa parteneră a declarat că el este tatăl copilului pe care tocmai îl născuse. Cum autoritățile comuniste nu concepeau ca un copil să nu aibă tată, judecătorii de la Tribunalul Argeș s-au conformat și au dat o sentință șocantă. Adrian Ciungu a fost obligat să-și asume paternitatea copilului și să-i plătească pensia alimentară, asta în ciuda contestației sale, bazată pe un calcul simplu legat de momentul concepției și data nașterii. Timp de 28 de ani, omul a trăit un adevărat calvar. Am avut foarte multe neplăceri. Eu știam că nu este copilul meu de la început. Am susținut cu tărie atunci, în 86, în fața instanțelor, că nu sunt eu și este altcineva. Să se îndrepte către persoana respectivă. Dar n-au vrut. Nu e interesat, pur și simplu. Deși era nevinovat, Adrian Ciungu a trebuit ca până la majoratul copilului în 2004 să plătească lunar pensia alimentară stabilită de instanță. 400 de lei pe vremea comunismului, iar după Revoluție un sfert din salariu. La un moment dat, își luase al doilea serviciu, dar s-a aflat imediat și s-a trezit amenințat de poliție să plătească și din acel salariu 25%, astfel îi făceau dosar penal. În 2010 și-a găsit presupusul fiu și a mers cu el să facă testul de paternitate la IML București. Un astfel de stigmat întipărit pe destin, necazurile s-au ținut lanț de Adrian Ciungu. A intrat în depresie și apoi a fost nevoit să renunțe la facultate și nu o dată, ci de două ori, fiindcă s-a îmbolnăvit de hepatită cronică. Și-a găsit pe altcineva, însă căsătoria sa a fost sortită eșecului încă de dinainte să înceapă. Cu mari greutăți, a ajuns inginer electronist. Însă, indiferent ce s-a întâmplat în viața sa, dorința de a-și demonstra nevinovăția l-a urmărit zi de zi. În 2010, Adrian Ciungu a reușit să-l contacteze pe copilul care îi purta numele și care îl credea tată, ajuns atunci la 24 de ani. Deși povestea i s-a părut incredibilă, băiatul a fost de acord să se supună testului de paternitate la Institutul de Medicină Legală de la București. Testul a demonstrat încă o dată că Adrian Ciungu nu era tatăl copilului. Cu aceste noi dovezi în mână, Adrian Ciungu a cerut în 2011 redeschiderea procesului din 1986. Justiția i-a făcut însă, după cum susține omul, dreptate doar pe jumătate. A recunoscut că nu este el tatăl copilului în cauză, însă la cererea de a-i fi acordate despăgubiri morale, dar și de a-i fi înapoiați banii cheltuiți, a încurcat lucrurile. Încă nu mi s-a făcut dreptate. Poate dreptatea de vină? Da, dar încă nu mi s-a făcut dreptate. De ce spuneți? Păi, m-am întors către statul român să mi se dea înapoi banii pe care i-am plătit. Mi se pare normal. Cine a greșit trebuie să și plătească. Și până la ora actuală a refuzat să plătească daunele materiale. Judecătoria Pitești a decis ca Adrian Ciungu să primească doar 15.000 de euro despăgubiri morale, iar Tribunalul Argeș a schimbat sentința și a hotărât ca statul român să-i plătească 50.000 de euro plătibili în lei la cursul zilei la care se va face plata, asta ca daune morale, și 1,7 miliarde de lei drept despăgubiri materiale, asta în motivarea sentinței. În decizia efectivă însă a intervenit o mare eroare. În loc de 50.000 de euro, s-a scris 50.000 de roni, adică 500 de milioane de lei vechi. Evident, statul, prin decizia de finanțe, care trebuia să plătească banii, nemulțumit de decizie, a făcut recurs. Și Adrian Ciungu a făcut recurs pentru îndreptarea respectivei erori materiale din sentință. Curtea de apel Pitești, ultima instanță, i-a respins omului recursul ca nefondat și a stabilit că statul trebuie să-i plătească lui Adrian Ciungu suma de 50.000 de lei despăgubiri morale fără cele materiale. La un calcul simplu, omul ar avea de recuperat cel puțin 10.000 de euro, echivalentul la valoarea zilei, pentru pensia pe care a plătit-o vreme de 18 ani. De aceea, zilele acestea, el va deschide un nou proces, al patrulea, în acest caz, la Înalta Curte de Casație și Justiție. Și dacă nu va obține dreptate nici acolo, a decis să meargă până la CEDO.
Nu suntem mulțumiți cu daunele acordate. Vom formula recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție, în care vom arăta că suntem din nou victimele unor erori judiciare